Știind cât de nocive sunt țigările și la câte riscuri ne expunem fumând, unii încearcă să găsească alternative, crezând că ar fi mai puțin dăunătoare. Pentru mulți, de exemplu, un astfel de înlocuitor este narghileaua. Puțin însă știu principiul de funcționare a acesteia, prin ce se deosebește de altfel de țigările clasice și cum ne afectează sănătatea. Despre asta discutăm în continuare cu medicul pneumolog Doina Rusu, pentru că chiar mă gândeam la un subiect din ăsta. Bine ați venit în platoul Telemagazin. Dumnezeu. Mă gândeam și discutam și înainte de filmare, zic, e un subiect într-adevăr complex, în condițiile în care ne gândim că, bine, narghileaua poate e un produs care nu e atât de nociv. Și ne gândim la un moment dat, bun, ok, nu îmi dăunează mie, nu dăunează celor din jur. Care este diferența? Cum ne influențează? Este un mit că nu dăunează, mai mult decât atât, dăunează și celor care inhalează fumul de mâna a doua. Adică celor care nu fumează, dar aflându-se într-un local unde este permis narghileaua, suferă la fel de mult ca și un fumător activ. Cum ar veni, un fel de fumat pasiv. Un fumat pasiv sau se mai numește fumul de mâna a doua. Că astăzi mai vorbește și despre fumatul de mâna a treia, adică toate produsele care se obțin de la arsul tutunului se depun pe lucruri în case, în apartamente, automobile sau unde? În automobile. Exact, și ceea ce inhalăm, ceea ce utilizăm, deja va fi numit fumul de mâna a treia. Nu știam de acest lucru. Bun, acum toată lumea se gândește un pic la faptul că fumul care este produs de narghilea trece respectiv prin bolul ăla cu apă și devine cumva un pic mai puțin toxic, adică cu mai puține substanțe nocive care ar afecta căile respiratorii. Cât de adevărat este acest lucru? Este foarte eronat. Din câteva aspecte, apa nu este filtru care să rețină toate produsele nocive, mai mult decât atât, gudronul, de care noi ne temem atunci când arde o țigară, este mult mai crescut în narghilea. Acum, ca să facem o paralelă, dintr-o țigară noi inspirăm vreo 20 de ori, din narghilea până la 200. Deci cantitatea de substanțe pe care noi le inhalăm este mult, mult mai crescută decât în rezultatul arderii unei țigări. Și toate produsele astea care sunt încinse de cărbune, trec prin apă, de fapt sunt foarte bogate în monoxid de carbon, CO. Deci el este prin sine un factor foarte nociv, lezant, dăunător. Deci nu este mai puțin periculoasă. Dăunătoare, da, și îmi dau seama în acest context că în condițiile în care fumul de țigară este mult prea scurs sau mult prea mic, adică o singură dată un fum tras de țigară, ca să vorbim într-un limbaj mult mai simplu, este într-o cantitate mai mică, fumul de narghilea este într-o cantitate mai mare. Și atunci, automat, rezultă că inhalăm mult mai multe substanțe într-o singură... Inclusiv și nicotină, fiindcă în rezultatul fumatului noi ne temem de produsele de ardere, dar și de substanța nicotină, care în concentrații crescute duce la o dependență chimică. Nu doar nu este doar o obișnuință, plăcerea de a fuma, de a comunica, narghileaua fiind și un element a socializării actual. Dar cantitatea de nicotină depășește mult cea pe care noi o obținem în rezultatul unei țigarete. Scuzate că s-ar părea că narghileaua este un lucru pur nevinovat, așa, pe bază de un grapefruit, niște arome acolo, substanțe, dar oricum avem cărbunele la bază care arde acele arome. Mocnește. Deci, exact, și la un moment dat se amplifică, îmi dau seama foarte bine. Da. Cum ne afectează căile respiratorii fumul de narghilea? Deci bine, să nu înțeleagă lumea acum, mă iertați că vă întrerup, da. Să nu înțeleagă lumea acum că suntem împotriva acestor, hai să le zic, obiceiuri sau plăceri nevinovate ale cuiva, pentru că fiecare are grijă în modul său, deși noi optăm pentru un mod de viață sănătos. Dar în același timp ar trebui să ne gândim și la faptul că dăunează sănătății, deci pe asta punem accentul acum. Cum dăunează? Asta e întrebarea. Cum dăunează, revin, dar eu insist, din punctul meu de vedere al pneumologului, chiar sunt împotrivă. Este o parte din profesia mea de a informa împotriva fumatului sub orice formă.
cum lezează fumul de țigară, fumul de narghilea, fumul obținut din orice produs care se fumează, conține pe lângă nicotină, conține și un șir de produs, fie în rezultatul arderii, fie în rezultatul încălzirii tutunului, fie din distrugerea aceasta sub temperatură a diferitor adausuri, arome, gusturi. Deci toate aceste substanțe au un efect de lezare direct prin iritare, dar ce este mai periculos, fiindcă duc la niște schimbări în termen, epiteliul ăsta care este foarte fin al căilor respiratorii și care întâlnește zilnic tone de aer îmbâxit cu tot ce vrei, deci ele se modifică, sunt niște mutații, sunt niște schimbări care cu timpul duc la apariția celulelor incorrecte, greșite, ieșite de sub controlul imunității, care se numesc tumori. Deci orice fumat, în timp, duce un risc de a face cancere și nu sunt doar cancerele pulmonare, da, acestea sunt mai frecvente, dar începând cu cancerele de cavitate bucală și sunt și cancere de tract digestiv, care deja este demonstrat legătura directă între faringean, laringean și mutatele. Și de intestine, de stomac, deci sunt și un șir de alte cancere care sunt stimulate anume prin pătrunderea acestor substanțe. Care mutează la un moment dat și dau complicații respectiv în zonele mai puțin imune ale organismului. Și atunci ne trezim cu alte probleme de sănătate și ne gândim că, bine, nu e din cauza fumatului tocmai și parcă n-am fumat prea mult ca să mi se întâmple mie asta. Sau sunt oameni care, de exemplu, se gândesc, băi, dar n-ar putea să mi se întâmple asta. Acum, în condițiile astea, vedeți și voi, trebuie să optăm neapărat pentru un mod de viață sănătos, să avem grijă de sănătatea noastră, ca respectiv, ulterior, să respirăm bine și frumos. De ce zic acest lucru? Pentru că știu că oamenii care ajung într-o secție de pulmonologie, la un moment dat, sau cu afecțiunile căilor respiratorii, se confruntă cu grave probleme de sănătate și, respectiv, respirația artificială nu este tocmai cea mai bună soluție la un moment dat, sau s-ar putea în unele cazuri chiar și să nu-i ajute prea mult. Deci bolile pulmonare cronice, care sunt cel mai legate de fumat și de expunere la diferite fumuri, inclusiv arderea de biomasă, sunt a treia cauză de mortalitate pe întreg globul. Pe lângă faptul că este o sursă de mortalitate înaltă, sunt patologii care afectează calitatea vieții, afectează o persoană prin a-i reduce capacitatea de a se mișca, de a se deservi, ai senzația permanentă de sufocare. Deci un BPOC, noi așa numim, extenuare. Așa numim boala BPOC sau bronhopneumopatia cronică obstructivă, este o patologie care limitează pacientul relativ tânăr. Deci este un pacient peste 50 care, de fapt, la posibilitățile actuale ale medicinei, este în floarea vârstei. Îl limitează de la multe activități, atât fizice, cât și scade esențial calitatea vieții prin senzația aceasta de insuficiență de aer, de a nu poate face un efort la fel ca semenului care nu fumează, tușește cronic, nopți nedormite din cauza sufocării, expectorare de spută, care tot este un factor care te jenează aflându-te în... Deci sunt un șir de factori sau manifestări, simptome care vin la pachet și per total afectează urât și grav calitatea vieții. Pentru că e un subiect interesant și avem timpul limitat, eu trebuie să vă autoinvit aici cu prima ocazie la noi în emisiune ca să discutăm și alte subiecte legate de afecțiunile căilor respiratorii, pentru că mereu sunt fascinat de aceste subiecte, trebuie să recunosc acest lucru și mereu face o deosebită plăcere să le comunic, să le discut cu cineva. Vă mulțumim mult pentru discuție și chiar a fost o plăcere să discutăm, să aflăm informații noi și, cum ziceam, chiar vă aștept cu mare drag să reveniți în platoul Telemagazin. Vă mulțumesc!